Bună seara, dragii mei! Suntem la emisiunea Dialogul Constructiv Salvează România. Părerea ta contează și revenim din nou cu omul care a reprezentat pentru România post-decembristă cel mai important om politic, și anume seniorul Coposu. Avem onoarea și plăcerea de a-l avea alături de noi pe domnul Ion Andrei Gherasim, cel care o perioadă bună de timp a fost șeful de cabinet și în mod categoric. Dacă pe mine m-a marcat, numai pentru că am luat un interviu, îmi dau seama ce profunzime domnul Gherasim a avut șansa să fie lângă un astfel de colos, care a făcut istorie, a făcut demonstrații, dar a introdus în spațiu public și multe, multe lucruri foarte, foarte importante. Domnule Gherasim, bine ați venit la emisiunea noastră! Bine, v-am regăsit. Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim foarte mult pentru prezență și acum va trebui să fim proactivi și să începem să construim, pentru că pe spațiu public circulă o veste că s-ar dori ca geografia și istoria ori să fie eliminate, ori să le combine, deci nu mai știm nimic ce va urma. Și pentru că suntem obligați să scriem istorie, mă bucur să am un martor făuritor de istorie, adică șansa pe care ați avut-o să stați lângă un astfel de om ca seniorul Coposu vă obligă față de români, chiar dacă acum poate nu digeră, dar poate va veni timpul să înțeleagă că principiile generate și transmise în timp de domnia sa sunt esențiale. Data trecută am încheiat cu aceste patru principii pe care aș vrea pe rând să le dezvoltăm și să le prezentați așa cum le vedea seniorul sau cum își dorea seniorul pentru români. Vă mulțumesc că ați început chiar cu această problemă stringentă, care este cea a materiilor istorie și geografie, cum se aude, de a fi scoase din programa școlară. Un popor care își uită istoria nu merită să trăiască pe acest pământ. Iar în cazul României, în cazul poporului român, mai ales după cei, eu n-aș spune 45 de ani de întuneric, ci aș merge mai departe, aș spune chiar 75 spre 76. În curând se vor împlini 76 de ani de la 6 martie 1945, primul guvern comunist. Deci nu trebuie să se uite că noi, din cauza faptului că la istorie am învățat istoria lui Roller și a istoricilor lui Roller, am ajuns unde am ajuns, pentru simplu motiv că educația nu a existat. A existat o educație impusă. Iar dacă acum, în 2021, noi punem pe primul plan alte lucruri decât păstrarea memoriei, păstrarea identității, pentru că într-un final identitatea noastră se leagă de istoria noastră. Pentru că este foarte frumos să vorbești despre ce a făcut Mihai Viteazul, despre ce a făcut Ștefan cel Mare, mergând mai încolo la Decebal, la Traian. Dar, și asta este foarte important, întunericul în această țară a venit în 1945, când s-au interzis, s-au distrus și au fost omorâte elitele românești. Foarte grav ceea ce au făcut. Extrem de grav. Că, din nefericire, trebuie să ne aducem aminte, domnul Ionuț, de ceea ce reprezintă ianuarie 90 pentru România. Ce a încercat seniorul să facă? Și e foarte important ca să rememorăm, să ne aducem aminte și măcar cei care avem această dorință pentru români, măcar noi cei care simțim românește, să nu uităm, indiferent că le place la unii sau nu de noi. Păi sigur că nu le place, bineînțeles că nu le place. Cei care vor să spele și să continue în minciună, normal că nu vor sub nicio formă ca adevărul să fie scos la lumină. Și este foarte ușor să vorbești despre educație, despre sănătate, despre principii, uitând cine le-a clamat și cine a fost primul care le-a spus după 22 decembrie 1989. Am marele privilegiu să fi stat lângă un astfel de om. Pentru că, cum spuneați dumneavoastră, în luna ianuarie anului 1990,
când toată lumea se gândea la cu totul și cu totul altceva, Corneliu Coposu a fost vizionarul, cel care a văzut în față, cel care a văzut ce trebuie pentru ca România să devină o țară exact așa cum acum multă lume o clamează. O țară demnă, o mai țară... Mai avem, domnul Gerasim, mai avem mult. Deci Corneliu Coposu, ca să, așa cum vă spuneam și în emisiunea trecută, a fost primul care a vorbit despre importanța integrării euroatlantice, a vorbit despre toleranță, a vorbit despre niște lucruri pe care românilor le erau noi. Și tocmai de aceea cred că la ora actuală, după 31 de ani, cei care puțin, și dacă suntem puțini, știți cum se spune în Biblie, putem să fim și 5 persoane, dar dacă noi cei 5 suntem dedicați trup și suflet și știm cum să transmitem mai departe, într-un final apropiat sau îndepărtat, aceste lucruri se vor întâmpla. Dar trebuie să fim consecvenți, trebuie să avem ca și exemplu și ca model astfel de oameni cum au fost Corneliu Coposu și atâția alții, mulți necunoscuți. Pentru că eu mă plec în fața eroilor despre care nu se vorbește, eroilor necunoscuți. Și mi-aduc aminte, nu știu dacă și dumneavoastră, Corneliu Coposu în 1994 la Monumentul Eroilor Necunoscuți de la București din Parcul Carol, în momentul în care a fost întrebat de ce ați venit aici, Corneliu Coposu a răspuns: să mă înclin, pentru că ăștia sunt adevărați eroi ai României, iar niște bieți ani de pușcărie nu contează în fața sacrificiului lor. Vă dați seama ce vorbe deci, domnul Gerasim, știți că în 90, la adresa domniei sale, se spunea că a fost în străinătate și a mâncat. Noi am fost aici, am mâncat salam cu soia. Mecanismele astea... Aveau dreptate. Domnul Coposu nu mâncase salam cu soia. Pentru el salamul cu soia era o delicatesă. Și asta trebuie să înțeleagă multă lume. Pentru că el în cei 17 ani de pușcărie, din păcate, mânca terci. Iar când nu mânca, erau zile întregi. El, gândiți-vă că a intrat cu 122 de kilograme în pușcărie și a ieșit cu 51. Deci despre asta este vorba. Adică, din păcate, ceea ce puterea instalată imediat după 22 decembrie 1989 a încercat să inducă poporului a fost o legătură, dacă vreți, între Ceaușescu și Corneliu Coposu. Și știți cum au făcut acest lucru? Pe data de 29 ianuarie, când au făcut tot posibilul ca să-l scoată în tanchetă pe Corneliu Coposu din sediul partidului și să arate poporului că între el și cel care fusese scos cu tancheta cu o lună înainte, în decembrie 1989, nu există nicio diferență. Asta se numește manipulare. Evident, dar nu am scăpat de-a, domnul Gerasim. Actualmente, cred că atât de ridicat este nivelul de manipulare încât nu mai poți să faci distinție. Și se pare că și COVID-ul ăsta la mulți le-a mâncat fărâma aia de inteligență pe care o mai aveau. Problema este următoarea. Nu există un adevăr bun sau un adevăr rău, servicii secrete bune sau servicii secrete rele. Aici există adevărul, tout court, cum zice francezul. Pentru că atâta timp cât noi, pentru o cauză, punem adevărul deoparte, spunând că las că ia-s mai răi decât noi, noi știm cum să facem și știm cum să scoatem adevărul la iveală, nu este o soluție. Corneliu Coposu întotdeauna spunea, nu trebuie să avem jumătăți de măsură. Trebuie să fim în fața oamenilor demni. Oamenii n-au nicio vină. Oamenii sunt manipulați. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, în tancheta aia, pe 29 ianuarie, am fost și eu. Și eram speriat, atunci mi-am văzut moartea cu ochii, vă jur. Iar Corneliu Coposu, pe toți cei care eram acolo, eram puțin, 4 oameni am intrat în tacheta aceea cu domnia sa, ne-a spus, stați liniștiți, nu ni se va întâmpla nimic, pentru că puterea actuală n-are niciun interes să ne omoare. Iar voi să nu fiți împotriva celor care ne cer moartea și care sunt în jurul acestei tanchete, pentru că ei sunt manipulați și mințiți. Voi trebuie să faceți tot posibilul să-i convingeți că aveți dreptate. Și atât de frumos este spus acest lucru, pentru că prin asta au trecut acești eroi martiri ai României din 1945 încoace. N-au cedat pentru că au avut în față
niște principii și niște idealuri pe care le-au apărat și și-au dat viața pentru ele. Domnul Gerasim, introducem aici o, să zicem așa, afirmația dumneavoastră. Oricât de dur și de teribil ar fi adevărul, trebuie spus cu voce tare și cu multă tărie pentru că generația tânără să știe ceea ce s-a petrecut acum 31 de ani. Pe 17 decembrie la Timișoara, în 1989, armata română, cea care trebuie să-și apere poporul, a tras în populație, omorând multe persoane. În total, trupele securității și ale armatei au ucis 59 de persoane. Pentru ororile de ca acum 31 de ani să nu se mai repete. Tot ceea ce s-a petrecut trebuie să iasă la iveală. Avem datoria față de toți eroii de atunci, de la Timișoara și din întreaga țară, să prezentăm ceea ce trebuie să prezentăm. Domnul Gerasim, știți cum e? În Biblie spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, adică liber. Este extrem de important să înțelegem acest fenomen. Deranjează. Pentru ce? Pentru că am și eu să-mi permit să vă spun că am făcut o analiză la 31 de ani, pentru că nu eram un exeget al Revoluției de la Timișoara, pentru că am avut multe de făcut. Dar anul trecut, văzând anumite aspecte pe care le-am întâlnit înainte de anul trecut, 2020, în piața unde s-au întâmplat niște fenomene, am ajuns la următoarea concluzie. Revoluția de la Timișoara, în perioada în care s-a derulat din 17-16, evident, până în 21-22, aproximativ, a fost o revoluție profund creștină. S-a bazat pe 5 chestiuni fundamentale. Există Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi, imna Revoluției creștin. Acum vorbim despre rugăciunea domnească Tatăl nostru rostită din piepturile a 150.000 de oameni sau cât au fost și mai mult, libertate, care era strigată. Și aceste chestiuni sunt dovedite prin materialele pe care le identificăm efectiv pe Facebook ca și dovezi vii. Vedeți dumneavoastră, în 22, când a apărut Iliescu cu trupa lui, NKVD-istă și au furat elementul fundamental creștin. Și acum vreau să introducem cele patru principii pe care seniorul efectiv le-a susținut cu tărie. Și mai ales, ceea ce pe mine m-a impresionat, a fost acea afirmație că în politică nu se negociază principiile. Sunt niște afirmații atât de profunde pentru oameni cu speranță de mai bine. V-aș ruga frumos să introducem aceste patru principii. Sigur. Deci, în primul rând, reiau ce spuneam și la emisiunea trecută, cele patru principii ale Partidului Național Țărănesc inițial și mai apoi după 89 PNCCD au fost morala creștină, patriotismul luminat, dreptatea socială și democrația desăvârșită. Și aș începe cu cel mai important lucru și din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al tuturor, ar trebui să fie morala creștină, pentru că morala creștină este clamată, toată lumea vorbește despre ea, dar din păcate în practică este foarte greu să o utilizezi. Și vreau să vă întrerup aici puțin, ca să vin în sprijinul ceea ce spuneți, în perioada 15, 17, 21, cât vrem să spunem, decembrie, la Timișoara, n-a fost o confesiune acolo. Toți au fost creștini. Este fantastic unitatea de idei, unitatea pe care o dă forța, pe care o dă acea dorință de a cere sprijinul în acțiune să vină Dumnezeu alături de noi. Ce părere aveți de această gândire? Știți care e problema? Problema, eu cred că n-ar trebui să rămână doar aici în România. Ar trebui să meargă la nivel european, dacă nu chiar mondial. Pentru că toată lumea ar trebui să înceapă să-și aducă aminte de unde ne-a venit salvarea și către cine trebuie să ne îndreptăm cu speranță și cu generozitate. Pentru că despre acest creștinism vorbesc mulți, foarte mulți, creștini ziși, creștini propriu ziși, ca să spunem așa. Omenirea însă trebuie să simtă, să înțeleagă și dacă nu este total convinsă că întâlnirea dintre taină, mister, natural, supranatural s-a împlinit la buna vestire. Atunci când Maria Fecioară a spus: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.
și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Deci, dacă vreți, aici este sensul acestui lucru. Pentru asta trebuie să te dedici. Exista, nu știu dacă bănuiesc că l-ați citit, ați auzit de filozoful creștin Jacques Maritain. Jacques, un filozof francez creștin. Și el spunea foarte, mi-am și notat aici, spunea excelent, că derapajul mecanic, comunismul este derapajul mecanic al sufletelor pentru paradisul terestru. Atenție, pentru paradisul terestru. Noi pentru asta, dacă vreți, morala creștină trebuie să știm să o impunem în așa fel încât ea să fie înțeleasă de către toți ceilalți ca o necesitate pentru a schimba lumea. Pentru poate, că... poate puțin de tot e spus cam impunere. Cred că trebuie da, să poate greșit, nu, am greșit. Da, poate am greșit impunere pentru că pare așa mai categoric. Sigur că nu, poate nu impunere, dar trebuie să înțeleagă lumea că salvarea noastră de acolo vine. Salvarea noastră... Rezultatele morale creștine sunt necontestabile. Categoric, dar din păcate v-am spus asta cu clamatul, este clar. Noi da. clamăm, dar nu punem în aplicare. Și cred că asta e mai important. Și a spus un lucru mare. Aici și Corneliu Coposu permanent l-a utilizat și l-a spus. A spus, indiferent de faptul că eu sunt greco-catolic, noi cu toții trebuie să avem respect fiecare față de celălalt. Ortodox, baptist, neobaptist. L-a sunat la un moment dat în 90, n-am să uit niciodată, o persoană din Constanța și a zis, domnule Coposu, mie îmi place foarte mult de partidul dumneavoastră, dar nu mă pot înscrie în el. La care domnul Coposu zice, da, de ce? Păi zice, uitați-vă, eu sunt musulman și în partidul dumneavoastră sintagma este național, nu știu, eu nu sunt, sunt cetățean român, dar na. Zice, nu sunt creștin, sunt musulman. Ce, Coposu, ce, domnule, dar democrat sunteți? Sunt democrat. Păi zice, atunci vă încadrați perfect în PNCCD. Deci, vedeți dumneavoastră, asta, și aici reiau și îmi pare rău că am folosit acel termen de impunere. Corneliu Coposu n-a impus. E un termen, domnul Gerasim, nu e o greșeală. Nu, e un termen, da, e un... În vremurile astea, aceste termene se folosesc împotriva ta, deși exploatează. Este bun. Exact. Gândul tău este bun, pentru că nu l-am folosit decât în ideea în care să ne... Sensul i-am dat bun. Celor care... Exact, sigur că da. Iar dacă vreți, morala creștină în politică, strict în politică, a fost cea care... Din punctul de vedere al construcției europene, că și aici e un foarte important lucru, a fost cea care a fost decidentă. Și aici trebuie amintiți părinții Uniunii Europene, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, da? Și eu l-aș fi introdus și cu siguranță ar fi fost acolo dacă n-ar fi murit la Sighet pe 5 februarie 1953 pe Marele Iuliu Maniu. Deci Marele Iuliu Maniu, care imediat după 1918 a vorbit despre o Europa a națiunilor. Vedeți dumneavoastră, deci această morală creștină a format în timp, mergând până în 1989, a format o Uniune Europeană, iar noi, încetul cu încetul, așa cum Corneliu Coposu a spus de la începutul lui ianuarie 90, ne-am făcut datoria și am intrat. Am avut un proiect de țară, un proiect de țară care acum este, știți cum, folosit altfel. Pentru că mie sigur că de multe ori în momentul în care văd ceea ce se întâmplă cu Uniunea Europeană, regret. Pentru că, din păcate... Dar cum explicați-le derapajele, domnul Gerasim? Sunt derapaje. Asta este. Aceste derapaje nu sunt deloc ceea ce au vrut părinții Uniunii Europene. Adică au plecat exact ca la Revoluție. Pentru că Revoluția Română a fost profund creștină și a fost furată. Exact. Dar din păcate asta s-a întâmplat nu numai la noi, s-a întâmplat la, și la alt nivel. Și la nivelul Uniunii Europene, încetul cu încetul, dacă urmăriți momentul creării Uniunii Europene și ceea ce se întâmplă acum, sunt dezamăgirile mari de tot. Pentru că multă lume nu se mai recunoaște în principiile și în lucrurile care se întâmplă și pe care le apără actuala Uniunii Europene. Și atunci mă întreabă, de exemplu, cineva și îmi spune, dar tu nu ești un om care susții Uniunea Europeană? Zic, ba da, o susțin, dar susțin
Uniunea Europeană, care a fost a părinților fondatori Schuman, Adenauer, De Gasperi și Iuliu Maniu. Pentru că asta trebuie să repetăm, pentru că din punctul meu de vedere lucrurile astea au fost pur și simplu înlăturate de interese oculte. Și noi trebuie totul să revenim la izvoare, pentru că dacă ne depărtăm de aceste surse de energie, nu cred că este bine. Așa este, aveți perfect de dreptate. Și aici, dacă îmi permiteți, v-aș mai da încă un citat din Corneliu Poposu, excepțional, apropo de lucrurile pe care le-ați spus și dumneavoastră. Zice așa, citez: în ceea ce privește toleranța pentru viitor, asta ne obligă să înțelegem că modelul societății românești este modelul comun al tuturor. Că suntem români, că suntem unguri, că suntem greco-catolici, că suntem ortodoxi, suntem cu toții în aceeași țară. Trăim cu toții același destin și doar cei care vor să ne dezbine, abia aceia sunt adevărații trădători. Închei citat. E fantastic. Deci chestiunea asta de a dezbina, asta vine din dorința comunistă. Pentru că ei au folosit această sintagmă dezbină și condu. Și o folosesc în continuare urmașilor. Urmașilor care sunt peste tot. Pentru că dacă observați, bine, aici și la un moment dat și Orwell spunea că practic vinovați sunt și cei care nu se implică. Absolut. Și tocmai de-aia noi avem cu toții datoria să ne implicăm. Noi cu toții avem datoria să ne implicăm și să nu-i lăsăm pe cei care vor să ne dezbine, de care spuneați dumneavoastră, vor să ne dezbine să conducă, indiferent că sunt pe stânga sau pe dreapta. Tot Corneliu Coposu spunea în 1991 atât de frumos că blestemul României ar fi ca peste 20-25 de ani să fie condusă și pe stânga și pe dreapta de același FSN. Deci, după cum vedeți, lucrurile astea s-au cam întâmplat, din păcate. Iar povestiți de domnul Gerasim, cum e cu sula în coastă? Că era o expresie la modă la respectiva vreme. Da, e foarte interesant subiectul. Cu morala creștină n-are nicio legătură. Evident că da, dar totuși. Este o replică în față. Este o replică folosită de actualul inculpat, fost președinte al țării, mi-e și greu să-i pronunț numele, o să vă las pe dumneavoastră să o faceți. Dacă vreau. Dacă vreți, sigur. Dar cred că nu merită să amintim acest nume. E cel care a folosit prima dată în 1990, pe data de 29 ianuarie, pe 28 ianuarie, de fapt. Ce s-a întâmplat? Mergând cu 5 zile mai devreme, pe data de 23 ianuarie 1990, printr-un comunicat, Frontul Salvării Naționale a anunțat că va participa la alegerile care se vor desfășura luna mai. Și atunci, imediat, în următoarele 5 minute, eram la sediu PNC și președintele Coposu a sunat la telefon la guvern. La vremea aceea, președintele respectiv era la guvern, nu era la Cotroceni, da? Împreună cu primul ministru. L-a cerut pe președinte, n-a răspuns președintele și a răspuns primul ministru. Și a spus: este total antidemocratic ceea ce faceți. Zice: eu v-am spus de la începutul lunii ianuarie să aveți mare grijă să vă delimitați, pentru că una este puterea executivă și una este puterea legiuitoare. Dumneavoastră nu aveți în fața Europei, în fața lumii, în fața poporului român dreptul să vă prezentați în alegeri cu numele de Front de Salvare Națională și în același timp să și conduceți până la alegeri statul român. Și de 5 ori mi-ați spus până la această dată că nu o veți face. E, ați făcut-o, deci nu numai pe mine m-ați mințit, ați mințit întreg poporul român. În consecință, împreună cu celelalte două partide, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, atenție, condus de Sergiu Cunoscu, că și aici trebuie făcut o paranteză pentru tinerii care ascultă emisiunea dumneavoastră și care în momentul când poate aude Partidul Social Democrat să gândesc la actualul Partid Social Democrat. Nu. În 1990, Partidul Social Democrat era Partidul Român, ca să facem... Partidul Social Democrat Român era condus diferența de Sergiu Cunoscu și era un partid istoric al lui Titel Petrescu. Titel Petrescu, care în 1946, înainte de a fi furtul și raptul alegerilor din noiembrie 46, era alături de Partidul Național Liberal al lui Brătianu și Partidul Național Țărănesc al lui Iuliu Maniu. Deci, cele trei partide
pe data de 23 ianuarie, eu am depus personal cererea de meeting la Primăria Bucureștiului, împreună cu un coleg, au solicitat să se facă un meeting pe data de 28 ianuarie, duminica, în Piața Victoriei. Deci totul a fost perfect legal și asta o spun și e bine de precizat, pentru că în ultimii 31 de ani, de fiecare dată la sfârșit de ianuarie, apare câte unul sau altul din fosta putere care ne spune că Coposul împreună cu ceilalți au încercat să dea o lovitură de stat. Fals, pentru că noi am făcut un meeting perfect legal aprobat de primărie. Și când am ajuns în Piața Victoriei, puterea de atunci, conducătorii puterii de atunci au acceptat să aibă o discuție cu noi. Ne-am dus într-o sală destul de impozantă, cu o masă rotundă. La întâlnirea respectivă, din partea delegația cea mai importantă a fost a PNCCD-ului, cu Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Ion Diaconescu, Iftene Pop, Liviu Petrina, Dudu Ionescu și cu mine. Din partea liberalilor, foarte interesant au fost tinerii liberali de atunci, Dinu Patriciu și Călin Popescu Tăricianu, împreună cu o doamnă, nu mi-amintesc numele ei, iar Partidul Social Democrat a fost domnul Cunescu, cu domnul Avramescu, Lucian Avramescu, și cu încă un domn, la fel îmi scapă numele, care stătea chiar lângă el. Iar de partea cealaltă au fost președintele de atunci, primul ministru, mai era, ca să facem, să și râdem puțin, actualul reprezentant în CNSAS, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, din partea PSD-ului, lui Dragnea, era și el la cea masă, îi dau numele pentru că merită, domnul Cazimir Ionescu. Mai erau și alți indivizi pe acolo și în cadrul acestei întâlniri, foarte supărat pe faptul că domnul Coposu nu ceda și continua explicațiile cum că este încălcarea ceea ce făcea Frontul Salvării Naționale, încalcă principiile democratice, domnul respectiv președinte al țării la vremea respectivă a folosit acest termen pe care l-ați folosit și dumneavoastră. Dar aici dați-mi voie un minut că e foarte important pentru telespectatorii dumneavoastră. La un moment dat, și asta o spun cu mâna pe inimă și este o informație pe care o dau, am mai spus-o de două ori, dar vă dau și dumneavoastră, eu stăteam, eram plasat cumva, era masa rotundă, cumva mai spre stânga și vedeam în spatele președintelui de atunci și a lui Petre și a primului ministru, era o ușă. Și tot timpul, din 5 în 5 minute, câte unul se ridica și intra pe acea ușă. Și la un moment dat, ușa respectivă rămâne întredeschisă. Și pe cine văd la un birou în acea ușă? Pe Silviu Brucan. Silviu Brucan, cel care a fost gânditorul și cel care a stat în spate la tot ceea ce s-a întâmplat în perioada decembrie, hai să zicem, și după aceea 1990-1991. Rău! Pentru că Silviu Brucan, și acum telespectatorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă, este cel care, tânăr redactor la ziarul Scânteia în 1945, a cerut condamnarea la moarte a liderilor țărăniști, cu Maniu, cu Mialache, Corneliu Coposu, și a făcut în așa fel încât după aceea, pe data de 22 decembrie 1989, la orele 18, la televiziune, primind un bilețel în care îi se spunea că este domnul Coposu care vrea să transmită un mesaj la televiziune, a folosit acele vorbe memorabile, oricine, dar ăsta nu. Și asta este o mărturie a lui Caramitru, care mi-a spus mult după aceea că astea au fost cuvintele lui. Domnul Gherasim, și acum de ce spuneți că nu este morală creștină aici? Ba da, este antiteză, este minciună. Deci, da. Morala creștină nu promovează minciuna, luzăria, hoția, golănia. Deci, nu cred. Eu de-aia am introdus această chestiune spre explicare ca să înțelegem antiteza. Pentru că opusul moralei creștine este minciuna. Și trăim într-o minciună veselă, ghilimele. Fără discuții, asta e... Fără discuții. Ca atare, noi ne asemuim cu poporul Israel multe. Și am ajuns la 31 de ani de pribegie, de dor de comunism,
să nu înțelegem că avem istorie, avem oameni de valoare, oameni care au făcut-o, n-au comentat-o, care au mâncat ce-au mâncat, terci. Noi trebuie să înțelegem care sunt adevăratele exemple și care sunt adevăratele modele. După aceste modele trebuie să ne luăm. Și noi, Dumnezeule, am avut foarte mulți aici. Eu n-am să spun că doar din partea, că m-ar bate Dumnezeu să spun că doar din partea Partidului Național Țărănesc au fost martirii și exemplele. Sigur, au fost cei mai mulți de acolo, dar au fost de peste tot. Deci poporul român a avut martiri de peste tot. Nu uitați că ceea ce au făcut sistematic începând cu 1945 acest regim criminal bolșevico-comunist au fost să distrugă tot. De la talpa țării a distrus țăranul, a distrus muncitorul, a distrus biserica, Dumnezeule, a distrus biserica. Și aici nu este vorba doar de biserica greco-catolică și biserica ortodoxă, au distrus tot ce înseamnă creștinism și biserică în România. Ne mai vorbim de elitele academice. Și asta trebuie să înțeleagă cei care acum se dau cunoscători a istoriei sau care vin și ne spun că nu avem nevoie de istorie în școli și că nu avem nevoie de acest lucru. Mare tragedie. Este chiar o tragedie. Cineva când am intrat eu în politică, eu am intrat în politică în PNCCD în anii 90. Deci în anul 90 n-am făcut politică niciodată, am făcut politică doar o perioadă de timp. După ce n-am mai fost consilier de țean, am apreciat că e mai bine să las pe alții, pentru că nemai fiind ales, nu țin locul la nimeni și nu mă face pe mine o funcție politică nimic. Însă România așteaptă modele, așteaptă să-și cunoască trecutul și noi avem obligația, domnul Ionuț, să încercăm să reclădim, să punem în undă adevăratele valori. Și acum vă dau o veste tristă. Mai avem doar câteva minuțele, pentru că discuțiile cu dumneavoastră sunt incitante și chiar dacă sunt mai fulminante, poate trezește conștiința unor oameni. Și ăsta este rolul și menirea noastră, să aducem în fața lor adevăratele valori. Cred că sunteți de acord cu mine să continuăm data viitoare cu celelalte principii pe care seniorul le-a promovat cu consecvență, ceea ce am observat mai mereu și mi-a plăcut acest lucru. N-a negociat niciodată principii și de aceea cred că cei mai tineri trebuie să înțeleagă că singurul fundament pe care putem să construim este demnitatea, onestitatea fundamentate pe morala creștină. Și în încheiere, aș vrea doar atât să vă spun, că Dumnezeu ne mai dă voie să vorbim. Și dacă o facem, ne dă și puterea să ne ținem de cuvânt și să încercăm să transmitem ceea ce înaintașii noștri au încercat să facă și au făcut cât au putut. De-aia au rămas în istorie și de-aia trebuie să o învățăm corectă. Nu o facem la școală, o încercăm să o facem cu mijloacele noastre, așa cum putem, cu martori. Important este să nu ne lăsăm, asta este cel mai important. Este foarte important și nu ne lăsăm. Eu dau exemplu tuturor. Acești oameni care au fost amintiți, eroi martiri ai acestui neam, în condiții de 10.000 de ori mai grele decât cele pe care le avem domnul Racovician și Gherasim subsemnatul acum, au încercat să dea mai departe. În contextul în care erau urmăriți non-stop, erau bătuți non-stop, au fost aruncate în grob comune o grămadă de cadavre. Deci noi trebuie să ne gândim că după 89, ați spus foarte bine, noi măcar atât avem. Indiferent câte lucruri, multe lucruri sunt interzise, avem calculator, avem telefon, putem să transmitem. Și atunci, mai ales în aceste condiții pandemice, ăsta este cel mai important lucru. Să vorbim, să participăm la întâlniri, dacă se poate să intrăm în contact cu tineri elevi, cu tineri studenți și să le transmitem ceea ce, din păcate, ei nu au avut posibilitatea să învețe și să afle de la școală. Da? Pentru că am avut, după întâlnirea cu dumneavoastră de anul trecut, am avut întâlnire cu două clase de la un colegiu din București, n-am să-i dau numele, și am fost încântat de inteligența, de întrebările
care mi-au fost puse de către niște copii de 16, 17, 18 ani. Și faptul că la sfârșit unul dintre ei mi-a spus ce, ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, era clasa 12-a, în 4 ani de zile nu ne-a spus niciun profesor de istorie. Vedeți? Și asta este, dacă vreți, pentru mine, imboldul de a merge și de a da mai departe. Avem această obligație, domnul Ionuț, să ne iubim țara, să dăm pentru ea tot și să spunem adevărul. Adevărul ne va face liberi. Am fost alături de Ionuț Gherasim Andrei, omul care a făcut istoria alături de seniorul Coposu, din punctul meu de vedere, cel mai mare om politic român de după Revoluție, un model care trebuie urmat. De aceea îl rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România. Pe toți românii, oriunde ar fi, orice ar face, orice profesie ar practica și să le dea înțelepciune, să nu-și uite eroii, să le urmeze și să înțeleagă că important este să-ți iubești țara. Doamne ajută, Doamne dă bine! Doamne ajută!